Peste 15 tone de țiței s-au împrăștiat pe aproape 3 hectare de teren după ce câțiva indivizi au spart o conductă de petrol din comuna Corbu Constanța. Au încercat să monteze o instalație cu ajutorul căreia să extragă țiței. Au spart însă conducta și s-au făcut nevăzuți. Flaviana Marcu are amănunte. Flaviana, au fost prinși hoții. Încă nu au fost prinși, echipele de anchetă încearcă să dea de urma lor. Practic, ei au descoperit pe această conductă un colier, adică un dispozitiv pe care hoții de combustibil îl folosesc frecvent. Însă, deocamdată, nici urmă de ei. Cert este că, între timp, o suprafață destul de mare de aici, de pe câmpul din Corbu, a fost poluată cu țiței. Acesta a ajuns până la suprafață. Au venit și cei de la Garda de Mediu aici pentru a stabili cât de mare este poluarea. În zonă s-a împrăștiat un material absorbant, dar, spun specialiștii, va mai dura poate chiar câteva luni până când tot acest țiței va dispărea de la suprafață. Două anchete sunt în desfășurare, una din partea Gărzii de Mediu și una din partea poliției, care încearcă să dea de urma celor care au produs acea spărtură în conductă și au dus la un astfel de eveniment. Flaviana, mulțumesc!